No. Da, un meci cu de toate, un meci ca și ultimele meciuri ale noastre, cu multe goluri. Din păcate, de data asta am primit mai multe decât am reușit să înscriem și am pierdut. Sincer, am crezut până la ultima fază că meciul de astăzi nu o să-l pierdem, dar din păcate nu am reușit nici măcar să egalăm. Ce s-a întâmplat, practic, am primit atâtea goluri? Tu suneți acasă, cu un adversar pe care știai, nu știai pe rândul care a dat două goluri, nu știai ce poate. Ce s-a întâmplat? Nu are dreptajul pe toți, au greșit prea mult, lipsă de concentrare. Da, din păcate au fost unele greșeli care au dus la primirea golurilor. Am fost destul de nesiguri în apărare. Și la mijlocul terenului am pierdut destule mingi și din cauza aceea adversarul a reușit să vină peste noi. Au fost momente de derută pe faza noastră defensivă, ceea ce a și contribuit la marcarea golurilor de către adversarul nostru de astăzi. Suporterii v-au cerut demisia. Da, am auzit. Deocamdată vreau să mă gândesc la să mă liniștesc, să vedem ce se întâmplă, să mă gândesc la ce am greșit în meciul de astăzi și după aceea poate va veni momentul când să facem și o analiză cu privire la acest aspect. Este chiar după meci, nu cred că este bine să vorbim acum despre acest lucru. Cristi, nu înțelepășesc schimbările făcute, poate prea de vreme și poate, nu știu, inspirate. Mă gândesc la Bulei, că primul nu are rost să o spune. După schimbări am reușit să marcăm. Bulei, că este singurul mijlocaș dreapta care nu aveam în lot. Și singurul jucător cu profil ofensiv de pe banca de rezervă. Ești mulțumit de prestația lui după ce l-a introdus? Sincer. Mai aveam variante să bag pe cine? Pe Adili, fundat în mijlocaș de dreapta sau pe cine? Da. A fost singurul jucător și este singurul jucător cu profil ofensiv care l-am avut pe banca de rezervă, pe lângă Prună. Dar Strătila a cerut schimbare sau? Nu a cerut schimbare, dar Strătila a avut câteva nereușite și la începutul reprizei a doua. A fost un moment în care am vrut să venim cu ceva proaspăt. Speram că Alin ne va ajuta. Într-adevăr, Alin a intrat și poate nu a fost la nivelul la care ne așteptam. Dar v-am zis, pe banca de rezervă, la fiecare meci avem maxim 2 jucători cu profil ofensiv. Pentru că ăsta este lotul care îl avem acum la dispoziție. Din păcate s-a accidentat și Daniel Florea. Dacă era el, aveam poate un alt jucător pe bancă cu profil ofensiv, dacă juca el, rămânea poate Stal sau poate Strătile sau poate trebuie să jucăm și cu 3 juniori. Deci lucrurile nu sunt chiar așa de simple. Cu siguranță cu toți am greșit și eu mă asum responsabilități. Dar nici nu vreau ca să se creadă că este numai vina noastră, la staffului care suntem acum, sau numai vina jucătorilor care au jucat în aceste meciuri. Am zis-o de la început, cred că toți care suntem implicați acum la club, avem partea noastră de vină. Are capacitatea echipa aceasta să-și revină totuși odată și odată cu adevărat? Eu cred că da. Eu cred că da, pentru că au dat semne că pot să revină. Au revenit la afumat, au revenit acasă cu pandurii de la 2-0.
au revenit la Suceava. Astăzi era aproape să egalăm. Din păcate, se așteaptă acest moment și cu cât se prelungește mai mult, cu atât situația noastră este mai și va deveni mai grea. Nu-ți pare rău câteodată că pierzi pe Olga în centrul terenului? Când a trecut pe dreapta, a dat un randament, a fost practic motorul care... Absolut nicio variantă de mijlocaș central defensiv nu am avut la dispoziție, în afară de Mania, care a jucat bine după ce a intrat acolo, și Tănase, care, din păcate, la meciul cu Afumat, a jucat acolo și a făcut-o foarte, foarte prost. Polgar la Suceava a jucat foarte bine în poziția aia. Astăzi, din păcate, nu a reușit să repete același meci. Polgar la Suceava a jucat mijlocaș central și a făcut-o foarte bine. Astăzi era meci acasă, aveam nevoie și de un mijlocaș, adică așa zis mijlocaș, pentru că și el este fundaș dreapta. Dar Alin Căstoce este accidentat, Tănase a avut o perioadă în care nu a prins meciuri prea bune. De la dispoziție a rămas Olga, Paul Păcurat și Prună, Amir Jorza, care și el este un jucător mai mult cu profil ofensiv. Și oaspeți au venit în 16 jucători. Pot să spun că nici tu ca nouă variantă, dar poate jucătorii din teren, la calitatea care au avut-o, gen Rusu, gen Antochi, poate și jucătorii în formă. Crezi că și aici s-a făcut diferența la forma jucătorilor, la forma sportivă a jucătorilor? Și aici, dar și prin faptul că nu i-am lăsat să-și etaleze calitățile. Pentru că dacă nu era mai agresiv, mai răi, în sensul bun al cuvântului, și stăteam poate mai aproape de ei, nu le permiteam să preia și să gândească, nu reușeau să aibă realizări. Ce s-a întâmplat cu Dăjul Grau? Spuneai că e bine, că astăzi, nu știu dacă acum l-am spus, se poate imputa la Mureșa neapărat în gol, dar au fost oricum, e sigur. Da, Branco ieri la antrenament a zis că a simțit din nou o durere în zona unde a fost accidentat. Azi dimineața am vorbit cu el înainte de meci și mi-a zis că poate să apere. Dar am preferat să nu discutăm cu el, având în vedere că a avut și o perioadă de pauză, venea după accidentare. Am zis că poate ar fi bine să intre de la meciul cu Timișoara. Asta și datorită faptului că ieri la antrenament a zis că a simțit din nou o înțepătură sau o lovitură, o durere în zona unde a avut deja probleme. Pentru mine a fost un antrenor cu care eu, din postură de jucător, m-am simțit foarte bine și știam că oferă libertate jucătorilor și ei au marcat în ultimul timp goluri echipa lor și a fost o întâlnire plăcută până a început meciul. După aceea am fost adversat pentru 90 de minute, acum poate că se urez baftă în continuare. El ți-a luat cumva apărarea, că auzit că se a demis și a spus că Aradul a trebuit să aibă răbdare cu tine și că o echipă se construiește în ceva mai mult timp și chiar meriți să ai parte de un timp pentru că ai rămas la echipă într-o perioadă grea. Da, dar Arad este greu cu răbdarea și așa va fi întotdeauna. Sunt conștient de lucrul acesta. UTA este o echipă care cere tot timpul rezultate și se vrea tot timpul performanță. Și de aceea, cu siguranță, și în acest an, cu atât mai mult, în care poate investițiile au fost mai mari,
lumea cu siguranță are mai puțină răbdare. Mulțumim. Mulțumim.